În afara stației spațiale, doi astroneuzi lucrează la reparații. Dintr-o dată au un zgomot ciudat care le face urechile să-i doară, în timp ce o umbră se apropie. În SUA, un grup de adolescenți pleacă într-o excursie la o casă de pelac. lac. Annie face cunoștință cu Charlie, care se comportă ciudat și nu se poate opri din a se holba la poza unei fete de pe telefonul său. După câteva ore de călătorie, grupul se oprește la o benzinărie, iar Brenda se plimbă prin jur pentru a face câteva fotografii. În spate găsește un camion cu sânge peste tot și o formă care pare a fi un cadavru. Dintr-o dată, este împins la pământ de Hunter, care crede că Brandon este reporter și aruncă aparatul foto. Brandon îi spune că este doar un turist care a oprit să alimenteze, iar Hunter îi arată cadavrul, care se dovedește a fi doar o căprioară moartă. În acel moment, Charlie găsește, așa că Hunter îi eliberează pe Brandon, iar ambii adolescenți fug înapoi la mașină când văd că Hunter este înarmat. Între timp în Alaska, niște oameni de știință descoperă perturbări ciudate în atmosferă. Câteva momente mai târziu, adolescenții ajung la casa de pe lac. În timp ce Rob și Cara stau împreună, ceilalți fac o plimbare pentru a admira pădurea. Brendan instalează și un senzor de mișcare pe un copac pentru a fi în siguranță împotriva urșilor. Trioul se plimbă apoi și găsesc o casă ascunsă în pădure. Annie convinge să intre pentru că ea crede că este abandonată, dar blănurile proaspete agățate afară indică faptul că nu este așa. În casă găsesc o grămadă de animale împăiate și un radar Doppler funcțional. Sub un cearșaf prăfuit, Eni găsește un radio militar, dar începe să tușească când praful îi declanșează azmul. Din fericire, are inhalatorul la ea și își revine rapid. Apoi Brenda descoperă niște poze pe perete, care arată că locuința îi aparține lui Hunter, care a fost militar și a lucrat chiar ca astronaut. În acel moment Hunter se întoarce cu camionul său, așa că adolescenții fug să se ascundă în altă cameră. Ușa din spate se dovedește a fi încuiată, așa că ei se strecoară foarte atent pe fereastră. Hunter intră și vede că cearșaful prăfuit a fost mutat, dar până când verifică cealaltă cameră. Adolescenții au plecat deja. El se urcă totuși în camionetă și încearcă să meargă după ei, însă găsește calea blocată de un copac. Acest lucru le permite celor trei să fugă și să scape în siguranță, chiar dacă Charlie se împiedică în drumul lor spre ieșire. Când ajung înapoi acasă, văd la știri că au apărut formațiuni misterioase de nori peste tot în lume. Se extind foarte repede, însă meteorologii nu pot înțelege ce se întâmplă. Brendan se uită afară și observă că norii devin furtunoși și în această zonă. Grupul iese să se uite mai bine și Rob observă că bateria mașinii este descărcată bănuind că cineva lăsa luminile aprinse. Totuși, toată lumea jură că nu a fost așa. În buncărul militar Blackbird, FBI-ul și armata se întâlnesc pentru a discuta despre proiectul Blue Book, folosind fișiere care conțin imagini cu extraterestri. Proiectul s-a încheiat inițial în 1969, dar de atunci piloții au continuat să raporteze experiențe similare. Un prizonier pe nume Romanovici este adus și rugat să împărtășească povestea sa, pe care nu au crezut-o în trecut. Ei primesc un apel că vizitatorii se apropie, iar Romanovici arată tatuajele pe care le-a primit în timpul ultimului incident, spunându-le daților că cei vizitatori nu pot fi combătuți. Înapoi la casa de pe lac, Rob ajunge la concluzia că capota mașinilor a fost forțată pentru că a găsit-o unealtă prinsă în cadru care a distrus bateria. Charlie crede că a fost vorba de Hunter, care în merge prin pădure pentru a pregăti niște capcane. Seara, Annie îl întreabă pe Charlie despre poza din telefonul său. El îi spune că este fosta lui iubită, care a murit acum 10 luni într-un accident de mașină. Charlie încă nu a trecut peste, de aceea se comportă ciudat în preajma altor fete. Acasă la Hunter, acesta continuă să facă pregătiri timp ce aud de la televizor, cum un teoretician al conspirației, jură că cei nori indică sosirea vieții extraterestre. Cu toate acestea, un al doilea tip pare mai sănătos și și arată niște tatuaje ciudate pe braț. În acel moment, interviul este întrerupt cu un raport urgent. O navă spațială masivă a apărut pe cer. Hunter își părăsește locuința pentru a privi nava spațiale și din ori furtunoși și trimiți în avete pe pământ. Brusc, are loc o explozie de lumină puternică care îl face pe Hunter să aibă o criză. În buncăr, același lucru se întâmplă și lui Romanovici. Odată ce se oprește, el spune că extra extraterestri știu că se află acolo. În casa de pe lac, care se trezește și vede cum o altă capsulă aterizează pe pământ. Când Rob o verifică, o găsește înghețată în fața ferestrei și le imediat ce o atinge. Rob țipă și ceilalți vin la el, în timp ce care se trezește normală. Între timp, Brendan controlează camera de la senzorul de mișcare și găsește ceva înfiorător mișcându-se în întuneric. Îi sună prietenii să le arate, iar o privire mai atentă arată că este Hunter. Furios, Rob părăsește casa pentru a căuta arma în mașină, fără să știe că Hunter îl urmărește din copaci. În casă, fetele încearcă să sune părinții, dar nu au semnal. Brenda spune că furtuna a scos din funcțiune rețelele de comunicații. În timp ce Rob se întoarce, calcă pe o substanță lipicioasă ciudată care se lipește de pantof. Când se uită în jos cu lanterna sa, este șocat să vadă un extraterestru ascuns sub punte. Trage odată cu arma înainte de să grăbină întru, însă le spune celorlalți că arma s-a descărcat când s-a împiedicat. Apoi Cara se uită pe fereastră și vede o strălucire roșie printre copaci, ceea ce declanșează o amintire. Înainte ca ea să poată explica, ei văd extraterestrul afară și toată lumea fuge să se ascundă, în timp ce Hunter încă privește de la distanță. După aceea, grupul începe să discute despre cum să procedeze. Rob se enervează că Charlie ia deciziile și îl insultă, așa că Charlie l aruncă pe Rob pe canapea și se pregătește de luptă. În acel moment, Cara începe să se simtă rău și spune că vor muri cu toții. Apoi aud sunetul unei fereste care se sparge și grupul verifică bucătăria, unde găsesc un extraterestru roșu care plutește în jurul lor înainte de a pleca. Afar Hunter vede acest lucru. Grupul decide că trebuie să plece, așa că Annie și Brenda se duc în garaj pentru la bateria încărcată. Charlie și Romer ia pe Cara, dar o găsesc plecată. Ființa roșie plutește acum în sufragerie și se îndreaptă spre un extraterestru mai umanoid ca cel pe care l-a văzut Brendan. Băieții așteaptă ca extraterestrii să dispară înainte de a se mișca, iar când Rob simte că cineva în spatele lui deschide imediat focul. Totuși, sfârșește prin a împușca pe Cara. Rob disperat o ridică pe Cara și o duce în garaj împreună cu ceilalți. El începe să o rezușiteze, dar este prea târziu. Care este deja moartă. La început Rob plânge, dar devine repede rece și ridică arma în timp ce anunță că au nevoie de o diversiune. Încearcă să le spună celorlalți să fugă în pădure ca momeală, dar este distras de lumina roșie care apare la fereastră. Charlie profite de ocazie pentru a sări pe Rob și a se lupta cu el pentru armă. Se aruncă unul pe altul prin toată camera în timp ce se luptă, iar Charlie primește o lovitură deosebit de dură, dar îi postează rapid și îl face cheo pe Rob. Apoi Charlie, Brendan și Annie părăsesc casa, fără să observe că Rob se trezește. Trioul se urcă în mașină și pleacă, doar pentru a-l vedea pe Rob blocându-le drumul. Rob sare de pe mașină, dar Charlie continuă să conducă și mașina ajunge să se rostogolească pe un deal mic. Din fericire, toată lumea este bine și când iese afară, Rob se apropie de ei, gata să tragă. În acel moment, nava spațială apare deasupra lor și o rază de lumină ia pe Rob. Îngroziți, ceilalți trei încep să alerge prin pădure, dar trebuie să se oprească atunci când Annie trebuie să-și folosească inhalatorul. În timp ce își recapătă respirația, Annie observă ceva ciudat pe o creangă, iar băieții se uită mai atent, descoperind o mână înfiorătoare care se mișcă brusc. Panicați, cei trei încep să alerge din nou, în timp ce Anter privește din vârful unui copac. Charlie se împiedică, ceea ce îl face să se rostogolească pe deal și să se lovească la cap. Curând, Annie îl găsește și îl ajută să se miște, ascunzându-se într-un loc sigur pentru a putea avea grijă de rana lui. Brendan continuă să Alerge și calcă din greșeală pe o capcană pentru urși, și atât de tare încât Annie și Charlie alergă să-l găsească. Charlie încearcă în zadar să o deschidă. În timp ce Annie se grăbește în casa lui Anter, unde folosește radioul acesta pentru o cerăjitoră. Armata americană îi spune să aștepte o echipă de salvare. După ce închide, ea observă un extraterestru ascuns în spatele ei și fuge. Înapoi la Charlie, acesta aude un zgomot și apucă o creangă pentru a se apăra, dar Hunter se furișează în spatele lui și îl dezarmează cu ușurință. Apoi scoate capcana pentru urși și îl informează pe Brenda că rana de la picior nu este prea gravă. În acel moment, Annie se întoarce și le spune de extraterestrul din casă, așa că Hunter îi mută pe adolescenți într-un alt loc. În timp ce el se mută într-o parte pentru a-și folosi lanterna, Annie le spune secret băieților că ajutorul este pe drum. Lanterna atrage efectiv extraterestrul, care se împiedică de frânghia lui Anter și rămâne prins în capcan acestuia. Un Anter râzând întreabă creatura dacă și amintește de el, înainte de a împușca. Charlie își dă seama că Anter i-a folosit ca momeală și încearcă să lovească pe tip, dar Anter îl oprește cu o lovitură ușoară. După aceea, adolescenții îl urmează pe Anter acasă la el, unde îi face lui Brenda o injecție și îl pune să bea niște medicamente. Apoi îl pune să muște din băț înainte de a-i fixa durerosoasele pentru a putea bandajan în sfârșit piciorul, ceea ce îl face pe Brendan să leșine. Charlie scute cu Hunter pentru a-l distrage, astfel încât Annie să-i poată fura cheile de la camion, însă Hunter își dă seama ce fac și spune că vehiculul lui nu mai funcționează. Hunter spune că este dispus să le împrumute barca lui, dar trebuie să aștepte până dimineață dacă vor să supraviețuiască. Se pare că lumina soarelui interferează cu metabolismul lor, făcându-i lenți. Frustrat, Charlie crede că nu au niciun motiv să-l asculte pe Hunter, care și împărtășește povestea. În 1995, el era astronaut într-o navetă și făcea verificări înainte de lansare. Într-un moment a clipit, iar în celălalt s-a trezit pe un în pustiu, la 2000 de mile distanță, fără să-și amintească ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore. Pe măsură ce timpul trece, unele amintiri reveneau, multe lumini, unele mirosuri și gusturi. Romanoviș trecuse prin același lucru și amândoi au descoperit tatuaje ciudate pe corpurile lor după această experiență. Hunter spune că acest este modul în care extraterestrii îi marchează pe oamenii care sunt promițători pentru upgrade-uri ulterioare și că au efectuat este în ultimii 60 de ani, în pregătirea pentru seara aceasta, în timpul care va avea loc o răpire în masă. Charlie nu crede nimic din toate acestea, așa că Hunter îi dovedește, mișcând obiecte cu mintea. El a descoperit această putere abia acum câțiva ani, înainte ca amintirile lui să revină, împreună cu unele amintiri care nu erau ale lui. Teoria să spune că extraterestrii au folosit un fel din plan neural, plin de informații. Acum știe totul despre extraterestrii, inclusiv faptul că oamenii au evoluat din organisme unicelulare, doar datorită intervenției extraterestrilor. Aceste creaturi folosesc oamenii pentru a face experimente, la fel cum oamenii folosesc șobolanii de laborator. Hunter a încercat să avertizeze autoritățile despre această seară, dar acestea au spus că este nebun, așa că este o să-i vâneze el însuși pentru se răzbună. După aceea, Hunter iese să pregătească mai multe capcane. Annie încearcă să-l consoleze pe Charlie, care povestește cum a murit prietena lui. În acea noapte, el a condus și a dormit la volan, provocând accidentul. Când s-a trezit, a încercat să o scoată pe fată din mașină, dar era prea târziu. Discuția este întreruptă de Hunter, care se întoarce în cadavrul extraterestrului mort. El merge în cealaltă cameră și începe să taie creatura. Văzând o șansă de a scăpa, Annie și Charlie îl trezesc pe Brendan. Brusc, casa începe să se cutremure, iar afară apar lumini roșii, provocându-i lui anterodurere insuportabilă. Apoi, un țipă răsună în casă, rănind și urechile adolescenților. Aceștia se spere când văd o siluetă la ușă, dar este Hunter, care pleacă să-și verifice capcanele. Purând luminile se schimbă în albastru, iar Brendan are o criză în timp ce o strălucire puternică umple camera. Când Danny și Charlie pot vedea din nou, Brendan a dispărut și există o gaură în perete. În acel moment tinte extraterestrul, așa că Annie și Charlie se ascund sub pat. În timp ce extraterestrul se uită în jur, Charlie observă o scândură slăbită și rupe, permițând celor doi să scape din clădire chiar înainte ca extraterestrul să ridice salteaua. Apoi Hunter trage în casa lui până când creatura fuge. El spune că se distrează, așa că le dă adolescenților cheile bărcii și le spune să plece fără el. Annie și Charlie aleargă la lac, dar că Charlie îngheață când își dă seama că această zonă este prea expusă. Annie crede că lasă amintirea prietenei sale să-l facă lași și decide să continue singură. Ea aleargă la barcă și când este pe punctul de a oporni, are o criză de azmă care se agravează avează rapid pentru că nu-și găsește inhalatorul. Charlie își învinge temerile și vine să o ajute, deoarece inhalatorul îi rămăsese în buzunar după ultima dată. În acel moment văd o lumină pe cer și zgomotul îi face să creadă că este elicopterul, dar de fapt este nava spațială. O rază de lumină albastru face pe să înghețe și începe să o așa că Charlie se agață de ea pentru a fi lua și el. Câteva momente mai târziu, Charlie se trezește în interiorul unei piscine ciudate. El rupe țesătura de pe perete și se uită afară pentru a descoperi sute de piscine cu oameni care sunt supravegheați de extraterestri și Apoi rupe țesătura de pe peretele opus și descoperă un tunel, așa că se trăște prin el pentru a ajunge într-o altă zonă. În timp ce o caută pe Annie, aude o voce care strigă numele și este șocat să-l descopere pe Brendan atârnat pe un perete. Acesta spune că extraterestrii l-au vindecat pentru că nu-l mai doare piciorul, dar când Charlie rupe țesutul care acoperă partea inferioară a corpului lui Brendan, descoperă că a fost înlocuit de o mașinărie. Îngrozit, Charlie continuă să meargă și găsește o cameră cu o inimă care bate în interior. Mai în spate, există o altă cameră cu două căzi în care se afla care și Rob, cărora le lipsesc de asemenea corpurile inferioare. Rob se trezește brusc și la apucă de braț pe Charlie pentru a-l împiedica să plece, dar Charlie se luptă cu strânsoarea lui și îl forțează să-i dea drumul lor țevile legate de cadă. Auzind-o pe Annie strigând după el, Charlie continuă să caute și în cele din urmă o găsește și pe Ancada. Corpul este încă complet, așa că Charlie o ridică pentru a salva și cade, dezvolui niște fire conectate la o formă ciudată pe spatele ei. Deconectarea a lăsat-o și fără cunoștință. În acel moment, extraterestrii găsesc țevile lui Rob și vin să-l caute folosim vocea lui Rob pentru a striga numele. Charlie găsește un cuțit și se ascunde în cadă, așa că atunci când extraterestrul se apropie, el dă buzna afară pentru a-l înjunghia. Cu toate acestea, creatura nu este deranjată și la apucă pe Charlie de față pentru a-l împinge sub apă. Câteva momente mai târziu, Charlie se trezește conectat la o mașină extraterestră. În timp ce extraterestrul încep să experimenteze pe el, are o viziune cu el în cadă și cu prietena lui moartă apărând lângă el. Ea îi cere să o lasă să plece pentru a putea lua de la capăt, iar Charlie acceptă în același timp în care extraterestrii găuresc creierul. Următoarea dată când Charlie se trezește, este din nou în pădure dimineața. Deoarece este dezbrăcat, Observem imediat că trupul s-o are acum tatuaje ca lui Hunter. Hainele lui sunt frumos împăturite lângă el. În apropiere, Annie se trezește și ea, tot cu tatuaje și haine în așteptare, dar inhalatorul ei nu mai este necesar. Charlie și Annie se reunesc curând și niciunul dintre ei nu-și amintește ce s-a întâmplat noaptea trecută, dar se sărut oricum. După aceea se întorc la casă, unde găsesc pe Brenda și Rob recuperă în mașină, în doar câteva secunde, a perfect vie se alătură și ea. Armata urmărește imaginele cu nava spațială filmate de piloții lor aflați în patrulare. Se pare că ființele pleacă, iar Romanovi zâmbește pentru că știa că așa se va întâmpla. La el acasă, Hunter admiră corpul extraterestru pe care l-a gățat pe perete ca pe un alt animal de pluș. La știri se spune că 20.000 de oameni au dispărut și s-au întors peste noapte, așa că militarii pun în carantină. Mai târziu în acea zi, adolescenții se urcă în mașină pentru a merge acasă, iar Rob îi șochează pe toți în textele care vor ajunge pe telefoanele lor. În acel moment găsesc drumul blocat de soldați și polițiști, care le văd imediat tatuajele și fac să părăsească vehiculul. Apoi bărbații discută ce să facă, iar enii au de vorbind despre uciderea lor, deși vorbesc în șoaptă. Brusc, soldatul se întoarce și împușcă rapid pe rob și cara. Când îl țintește pe Brendan, îl lovește doar în picior, în timp ce un polițist profite de ocazie pentru un pușcă pe Annie. Furios, Charlie își activează noua putere și cheamă arma în mână, deschizând focul asupra oamenilor care blochează drumul, în același timp în care Han te reajută din copaci. Brandon își activează și el noua abilitate și dispare pur și simplu. Charlie îl împușcă pe soldatul care se apropie de Annie, care este încă în viață. Un polițist îl prinde din spate și Charlie îl aruncă la pământ, rupându-i gâtul. După aceea, Charlie și Hunter dau din cap, înainte ca Hunter să plece. Brandon apare în apropiere, iar Annie și Charlie pleacă cu el prin pădure. După ce au plecat, rana lui Cara se vindecă singură și ea se trezește. Apoi Cara îl atinge pe Rob pentru a-l vindeca și pe el. În pădure, trioul observă că se apropie o altă furtună. Dacă acest video va Lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!